Eida Parascan a trecut prin șocul vieții în timp ce se deplasa spre Bacău cu o prietenă. Din nefericire, tânăra care se afla la volan a pierdut controlul autoturismului în momentul în care i-a făcut loc unui tir să o depășească. Roțile au intrat într-un șanț, iar mașina s-a rostogolit de trei ori. Fosta concurentă de la ProTV este încă în stare de șoc și a dezvăluit că și-a văzut moartea cu ochii. Mai mult, vedeta a mărturisit că centura a fost cea care i-a salvat viața. Din fericire, fosta concurentă Masterchef și amica sa sunt în afara oricărui pericol. Cele două s-au ales cu câteva răni superficiale, dar nu au avut nevoie de îngrijirile medicilor. Cu toate că mașina e daună totală. Autoturismul a sărit pur și simplu peste un gard de pe marginea drumului care a rămas intact. Eida Parascan a făcut declarații în urma celor întâmplate. Potrivit spuselor sale încă nu a reușit să-și revină din șoc. Fosta concurentă de la ProTV și prietena sa mergeau la Bacău pentru a lua parte la o conferință de spiritualitate.